Florentina este o tânără de 24 de ani care, în iulie 2018, a fost diagnosticată cu o rară formă de cancer, sarcom cu celule clare. Pentru a avea șanse reale la viață, orice pacient diagnosticat cu sarcom trebuie tratat de medici oncologi specializați în sarcoame, în clinici de referință. Într-un astfel de institut se tratează și Florentina. Copiii pot da de multe ori exemple adulților prin gesturile lor. Tocmai de aceea, prichindeii Centrului Județean de Cultură Prahova au venit și ei în sprijinul Florentinei și au făcut ceea ce știu mai bine. Au dansat și au cântat. Ce seară minunată, mai spune-mi iubit odată, mai spune-mi că ești frumoasă și că-mi vei fi mireasă. Acest mare spectacol care am încercat să-l facem, de ce spunem? Pentru că trebuie să ajutăm. Elevii care vor participa în această seară sunt elevi cuprinși între 6 și 40 de ani. Dar pentru cei mici mi-am dorit foarte tare să participe ca să putem să învățăm de mici că trebuie să facem fapte bune și să ajutăm pe cel de aproape. O să fie un spectacol și cu muzică ușoară și cu muzică populară, deci încercăm să-i facem pe oameni să se simtă bine și totodată să încercăm să adunăm și niște bănuți ca să putem contribui într-adevăr să o ajutăm pe Florentina. Un moment cu totul emoționant a fost cel în care organizatorii evenimentului au prezentat un mesaj video pe care Florentina l-a postat pe o rețea de socializare la scurt timp după ce a primit teribila veste. Recent am fost diagnosticată cu o formă destul de rară de cancer. Pentru chestiunea asta, evident, am nevoie să încep să fac un tratament. Am ales să merg pe o variantă experimentală în state și pentru asta am nevoie de bani, de foarte mulți bani. În momentul de față am persoane care mă ajută financiar, însă fiind vorba despre o boală care se tratează pe termen lung, orice ajutor este binevenit. Așa că cine vrea să mă ajute să atașez un cont și Doamne ajută! În urma spectacolului umanitar din suflet pentru Florentina s-au strâns puțin peste 2000 de lei. Acesta este doar un mic pas spre salvarea tinerei de 24 de ani. Tocmai de aceea, toți cei care vor să o ajute pot dona bani în conturile special deschise pe numele Florentinei. Orice ajutor, oricât de mic, poate însemna pentru aceasta o șansă la viață. În primul rând, doresc să mulțumesc din partea Asociației de Profesie Om tuturor oamenilor cu suflet care s-au implicat în acest eveniment și anume mulțumim domnului președinte Bogdan Toader pentru acordarea sălii din această seară. Implicit mulțumim Consiliului Județean Prahova, Centrului de Cultură Județean Prahova și nu în ultimul rând vouă, televiziunii TVH și Universității Spiru Haret. Te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă doară, tot vine caz și mi-e rușit. Spectacolul umanitar din suflet pentru Florentina a fost organizat în Sala Europa a Consiliului Județean Prahova din Ploiești. La finalul evenimentului au fost premiați toți cei care s-au implicat în această faptă bună, atât cei mici cât și cei mari.